Țara noastră a fost zguduită anul trecut de 2079 de cutremure, cu 500 mai multe față de anul 2012, potrivit datelor de la Institutul Național de Fizică a Pământului. Dacă facem o comparație cu anul 2010, creșterea numărului de cutremure a fost de 67%. Anul trecut, pe 6 octombrie, în Franța, s-a produs și cel mai puternic seism din ultimii 4 ani, de magnitudinea 5,5 grade pe scara Richter, care a fost resimțit destul de tare la Bacău. Joi dimineață s-a produs cel mai puternic seism de anul acesta, de 4,7 grade pe scara Richter, în luna martie 2013. Bacăul a fost în mijlocul a ceea ce specialiștii numesc un roi de seisme. Cele mai puternice au avut magnitudinea de 3,6, respectiv 3,8 grade pe scara Richter, urmate de mai multe replici mai slabe. Epicentrul seismelor a fost lângă Sascut, o zonă mai puțin cunoscută ca activă din punct de vedere seismic. Directorul științific al Institutului Național de Fizică a Pământului, Mircea Radulian, a declarat că Bacăul este așezat pe un sistem de falii active de suprafață din zona seismică a Podișului Bârladului, care poate produce și seisme mai puternice. Cât despre creșterea numărului de cutremure generate de zona Franța, Mircea Radulian a declarat că activitatea seismică se încadrează în parametri normali, neexistând premise pentru un cutremur de mare intensitate în viitor. Specialistul apreciază că deocamdată nu există niciun motiv de îngrijorare pentru populație, întrucât apariția unor cutremure de intensitate mică sau moderată este un semn că scoarța terestră se detensionează.